Constanțeanul Horia Tecău și germanul Kevin Kravietz au fost învinși duminica după amiază în finala probei de dublu din cadrul turneului ATP 500 de la Barcelona. Tecău și Kravietz au pierdut în fața principalilor favoriți, columbienii Juan Sebastian Cabal și Robert Farah, cu scorul 6-4-6-2 după o oră și 5 minute. Pentru prezența în finală, prima disputată de Tecău și Kravietz în acest an, cei doi vor primi un premiu total de 39.300 de euro și câte 300 de puncte în ierarhia ATP la dublu.